Primăria municipiului Călăraș a depus un proiect pentru extinderea rețelei de iluminat public. Suma alocată proiectului este în valoare de 5 milioane de lei. Am înțeles că aveți un proiect de extindere de iluminat public la AFM. Da, lucrăm de mai multe luni la acest proiect. Noi suntem în prima linie și orice linie se deschide pe AFM, suntem acolo pentru a accesa cât mai mulți acești bani europeni pe PNRR și atunci am accesat acest proiect de extindere iluminat public în municipiul Călăraș în valoare de 5 milioane de lei și vrem să extindem acolo unde avem nevoie. În special am zis în cartierele de tineri pentru că vreau mai mult de atât să duc și canalizarea acolo, dacă se deschid aceste axe, să ducem și să refacem infrastructura acolo pentru că au nevoie acești tineri acolo și vrem să dezvoltăm zona pentru că este singura zonă în care mai putem să extindem Călăraș. Și atunci, în primul rând, trebuie să ducem utilitățile și după aceea ei să construiască în liniște acele căsuțe.